Alo, oameni, și la un nou episod, sunt AXB Gaming, astăzi suntem pe FIFA 24, începem sezonul 2 din cariera cu Gloria Bistrița, după ce primul sezon am terminat pe locul 10 din tot campionatul, am ajuns locul 5 în play-out. Un sezon bun, după părerea mea, nu ne-am descurcat rău, țin cont și de echipă și de tot, în sezonul ăsta ok în play-off-ul. Măcar în play-off să ajungem ar fi perfect, însă nu știu de ce mă bag direct în meciul cu Hermannstadt și nu de meciul de pregătire. Hai să dăm delegate așa și ăsta poți să te duci bodea că nu mai joci. Oricum avem 3 milioane transfer budget, avem destul, dar Vorzi nu va pleca pentru de la LA Galaxy, direct din American Dream. Vrea să trăiască, dar Vorzi nu vrea. Meci cu Hermannstadt rapid, dar nu știu de ce e așa rapid. Ce un meci din acest sezon, Gabi Balinte la conferința de presă, dar nu înțeleg ce e așa repede. M-am zis, n-am avut meciurile alea de pregătire, dar nu-i problemă. Că o să ne descurcăm. Prima echipă, o să-l simulăm meciul ăsta cu Hermannstadt, neavând timp acum să jucăm. Suntem, ce facem? 0-0, niciun gol, niciun gol luat, niciun gol primit, e ok. Meci cu UTA, simulăm. Ne bate UTA 1-0. Mă enervează cum se merge așa de aici, n-am chef să mă joc acum când trebuie să-mi fac transferuri. Nu știu ce le pot așa de mă enervează de mor. Hai că jucăm meciul cu Cluj, nu știu, prea din scurt m-a luat așa, n-am avut timp de transferuri. Din păcate n-am încă niciun transfer nou la noi, nu știu de ce, stăm așa fără... Bine, încă scouterii se mișcă greu, na, ce să facem. Asta este, aici se auzește pe Cluj Arena. Hai să vedem. Bună pasa, Andrecuț la Hasnaș. Primul gol, mă, din sezonul ăsta, duo-ul nostru, Hasnaș Andrecuț, stăm bine așa, aia zic. Conducem pe U Cluj. Friedrich, penalti, și Iași roșu. Oh, nu așa, nu așa. No, acum ai, să nu fie bai, Daniel Popa. Ah, Mureșan, cum n-a luat-o? Wow, oricum trebuie să facem schimbare. Nimeni nu știu pe cine să scot. Merge Luca, fundaș dreapta. Aia e, acum nu-i neapărat grav, dar Friedrich cred că va pleca în vara asta. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar ne cam îngroapă. Nistor. La Popa, face dubla. Friedrich ne omoară. Cioiu n-are cu cine pasa, o întoarce la Hasnaș. Cegle. N-a fost rău șutul. Corner, hai mă, Andrecuț, că n-ai mai dat un gol din corner de mult. Andrecuț, așa mă. Bravo. Marchează Andrecuț, 2-2. Așa, da, mă, îmi place. E bine așa, pauză. Penalti iară, face și Trifan penalti. Deci ăștia doi mă mor sunt Friedrich și Trifan. De-aia vreau un fundaș central, am zis neapărat și dreapta, văd că avem nevoie acum. Opa, schimbă colțul. Și face hat-trick, mă. Hai de capul meu. Andrecuț, hai, Cioiu, nu rata, hai, pe lângă, mă. Of. Hasnaș, nu, mă, cum o da pe lângă și el, hai de cap, nu ce ocazii. Arunca, nu poate să-l ia pe Popa la o parte, bineînțeles. Daniel Popa.
Nu, apărarea noastră e dezastru. Roger, bine, Mureșan. Gheorghe dă și trebuie să facem și noi schimbări. Iese Andrecuț, intră Davorz, iese Cioiu, intră Chiorian. Ce să mai ești? Trifan iese, intră Al-Hashri. Hai, Țegle, gol, 3 egal, bravo mă băiatule, așa. Hai că rezistăm cum în minus, să nu pierdem, hai mă să nu pierdem. Mai dăm un gol, mă. Dacă mai dăm un gol, perfect, bine, Țegle. Da, Vorzi, Asnaș. Uou, dacă intra pasa asta. Bună pas. Țegle. Eu dă lui Hasnaș. Țegle. N-are cu cine. Runcan. Dă-o la Țegle. Davorzi. Pasă la Palmer. Palmer! Nu! Oh! Hai, Davorzi, dă-i și tu cu capul să te vedem. Hai, să nu-i lăsăm să luăm gol. Pițian. Nu, Oancea. Opa, nu. Gugu. Bine, Gugu. Nu! Am scăpat. E gata. 3-3 cu Cluj, om în minus. Nu-i rău rezultatul, dar nici bun. Opa, ia minge acasă. Hai să începem perioada de transferuri cu un atacant, free agent, care are 1 milion. Atacostel Leipertz. Ce ai genul. Hai să-i dăm pe un an numai cu noi, pentru că nu cred că îl vom folosi, îl vom da la schimb cu oricine. Acceptă Leipert atâta și este primul jucător care vine la noi și se transferă. Iată-l întâmpină doamna asta, nu știu cine e exact. Uite-l pe Gabi Balin, vine și el să-l salute frumos. Merge la preparator fizic acum, să vedem ce știe. Trudește aici. Ia uite-l, numărul 16 va purta. Ce poză. Robert Leipert semnează cu noi. Bă, eu cred că e bun atacantul ăsta. Price rating ar este 1 milion. 69 VR. Ok. Hai să dăm un pic ce zice Leipert ăsta. 68 VR. Eu zic că poate fi acolo variantă. Hai un pic să vedem la... Să mai luăm un jucător, aș zice. Tot așa un free de ăsta pe Caceres. 27 de ani argentinian, tot așa dacă nu-i bun îl dăm pentru schimburi. Crucial, da. Pe un an. Vrea ceva, mâncați așa ăsta. Ho, frate, mai ușor un pic. Că n-am atâția bani să-ți dau. Adică, no, hai, acceptăm. Oricum îl vom vinde, probabil. Să vedem el ce zice aici. Ce pantofi are, uite-l. Salut. Țegle, a venit și el. S-a întrecut, nu știu cine e el exact. Să-l întâmpine. Uite pe băieți, a întrecut și Țegle. Sunt aia, da. Asta e băiatul nou. Caceres. Ce mă, ia el numărul 7? Cum naiba, mă? Ia Caceres numărul 7 de la Davorzi. Nu știu cum.
Ok, Santiago Cáceres la Gloria. Hai să vedem. Ce zice? Price rating. A, ce rating are? O, 72. Ăsta e transfer bun de tot. Cu Elar ăsta mă bate gândul să-l iau. Pe bune. Hai să încercăm să-l luăm pe Cuelar ăsta. E un player swap. Hai să-l dăm pe Leipert. Și încă 2 milioane. Hai, fie așa. Ok, 2 milioane și sell on close de 20%. Hai să vedem, nu vor at player totuși. Deci eu clar de ce nu mai am pe cine da. Winger nici pe atât. Pic midfielder. Dacă l-aș da pe Cáceres ăsta, are bun, mă. Hai, 2 milioane Cáceres. Și mai dau eu 500 de mii. Fii și ceva și edit. Sell on close, îi dăm la 10. Hai să vedem. 2 milioane și 2% sell on close. 2 milioane și 10% sell on close. 12% vor. Vezi că cred că ne înțelegem chiar la bani. La bani, ok. 1.700.000 și 12%, 16% vrea. 1.500.000 și 16%. 19, ok. 1.600.000 și 13%. Merem pe 15. Hai. Bine, numai așa vrea. Acceptăm. 1.600.000 pe Star Barcelona. Jucător de la Barcelona aducem. Ce băiat. Vine aici la masa negocierilor. Frumos, uite la ai. Pe Jaume Cuelar, probabil salariul este imens. De-aia n-am mai făcut nimic încă. Le va da crucial. Va juca acolo în stânga. El va fi baza. Pe 5 ani. Acceptă. Fără clauză. Wage. Mare de tot. Wow, leu, n-am bani nici așa. Tu vezi ce să ai în bonus vrea băiatul ăsta. Cine să ai ăsta bani? Hai de cap. No. Stai bă un pic, că n-am eu să-ți dau atâța de ăștia. Ma. Bă, ăsta-i neuc. Dar n-am cum să-i dau atâta. Need some time to think. Gândite, ar să te gândești că ce să-ți dau atâția bani, băiete, că n-am. Hai să pun la vânzare niște jucători. Punem pe Friedrich, e primul care pleacă. Unești, mă? Nu, Toma. Friedrich. Eject. Al-Hajri ăsta, nu știu după ce mai stă. Putem vinde și pe el. Kovaciu îi pus deja pe transfer list. Bun. Bun. Captaincy. Amând Cáceres să fim captaincy. Ok, hai să mai negociez aici. Asta e noastră, echipa noastră pentru meciul cu Shep și l-am trecut pe Luca central să vedem ce dacă nu-l vom băga pe Cáceres central, nu este nicio problemă. Și pe Leipertz în stânga, hai să-i dăm drumul să vedem ce iese. Leo Cáceres, ce pas a dat. Nebunie. Dar mă mir că o lua Cáceres numărul 7 la ăsta, la la Davorzi, că nu, eu nu i-l-am dat și o să-i iau. Adică nu o să joace Cáceres cu 7.
Cioiu. Pasă la Andrecuț, mai departe. Leipertz. Bună, aproape. Oh, Cioiu a dat pe lângă minge. Bravo, bă, băiatule. Caceres. Oh, Caceres! Profită de o eroare și gol la debut pentru argentineanul nostru. Caceres. Dă gol frumos. Frumos de tot, bravo. Un, îmi scrie Șep și Gaur acolo în apărarea noastră. Nu știu cine n-a fost la locul lui. Da, mă fix înainte de pauza, da gol. A, e egal. Andrecuț, Hatnaș, apărănit lui. Avem corner și știm cât de periculos e atacantul nostru. N-a ajuns mingea la el însă. Gugu! Oh, ce gol! Fundașul central îți dă așa gol. Mama mia! Da, ce gol a dat! Bine, bă, băiatule! Wow! Superb! Chiar frumos! Mamă, dar chiar n-are ce să-i facă! Nebunie! Gugu, bravo, mă! Nu. Gol, mă. Ion Gheorghe marchează Luca. N-a pus să-l țin acolo și... timpul să schimbăm un pic. Nici nu știu, nu mai schimb nimic, că mere, nu mai are rău echipa. Nu încă, mai stăm pe minutul 60 ceva. Prima minutul 60. Na, bravo mie. 65, la următoarea de asta schimbăm. Bine, Cioiu. Hasnaș. Hai. Ia uite-l pe Andrecuța meu. De-aia nu l-am scos. 3-2, acum după gol o să iasă. Nu-i problemă. Da, a marcat. Și intră Leipertz central atunci. Și Palmer. Rămâne Leipertz, am zis. Și cam atât. Cam atât deocamdată. Da, mă, așa da. Vezi, mă, îmi place. Așa da, mă. Ștefănescu scapă aici și nu-i prea bine. Ștefănescu întoarce. Rodriguez, bine, Mureșan. Hai, bă, câte 2 minute. La mine blocată încă pe aia. Fai, mă. Așa, Al-Hajri. E gata, mă. Bate-n Sepsi. Bate-n, bă, tată, bate-n, tată, Sepsi. Așa-mi place, mă, așa-mi place. Hai să vedem, cel mai bun de la noi, Andrecuț, bineînțeles. E Andrecuț. Și închidem episodul aici de pe locul 10, în etapa 5 intrăm, sau 4, nu mai știu, cred că 4, de fapt, numai 5 intrăm. În fine, dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, în comentarii, citați, să mai facem asta, XBG în etapa viitoare, pa, pa!